Astea le știu. Deliciu copiilor, uite, astea sunt. Te simți așa ca în copilărie? Dacă aveam eu așa ceva... Ai o mașinuță nouă. Dacă aveam eu așa ceva în copilărie, vai de cap. Lasă, mai bine că n-ai avut, că dacă aveai așa ceva în copilărie, nu mai erai acum pe nimeni. Dar uite, astea sunt, vorbesc serios acum, chiar le recomand, dacă au părinții copii care au inclinații către așa ceva, o consolă din asta e sub 100 de euro. Și o legi cu calculatorul și pune muzică copilul. Și ia muzica din streaming. Deci chiar vorbesc serios, uite, sau așa ceva. Yeah. Și sunt primii pași pe care îi face în DJing. Și nu știi niciodată ce David Guetta se naște. Vorbesc foarte serios, că nu știi. Simt dacă nu ești fericit că DJ Hugo este la Saga anul ăsta. Că a fost preferatul tău în sezonul ăsta. Bine, nu e... Știu că n-ai voie să ai preferat și că nu contează, dar... Nu mai contează acum, că oricum votează publicul de aia. Votează publicul de aici încolo. Sigur că mă bucur pentru orice copil care visează să ajungă ceva și chiar începe să facă primii pași în direcția aia. Mi se pare că e mare lucru. Cred că e cel mai important lucru pe care îl pot face părinții să-și încurajeze copiii atunci când simt că au o inclinație, mai ales dacă inclinația e cumva artistică, să-i încurajeze, să-i sprijine puțin. Dar, nu știu, ți-a crescut inima așa când l-ai văzut în playlist și ai zis, uite, am crezut în copilul ăsta, l-am văzut, l-am încurajat, la România au tare. Îți dai seama că mă bucur pentru orice urmă de DJ-iz, de DJing în emisiune. Absolut. Întotdeauna am sperat că o să văd. Mai sunt pe aici DJ cu ștate vechi, dar eu i-am tot rugat să facă efortul ăsta, să vină să uimească puțin lumea, dar, mă rog, se lasă mai greu ei. Sunt de DJ-ală, că nu știu, dar nu cred că se zice așa, am inventat eu cuvântul ăsta. Poți să se zice și așa. Când te mai vedem și pe tine? Că acum terminați, vineri e finala, da. Și ai puțină pauză și tu. O săptămână măcar. Deloc? Deloc, nu. Chiar pe 1 iunie am un următorul gig, ca să zic așa. Da. Am dimineață, în prima parte a zilei, învăț niște copii meseria asta. Da. Am un eveniment în care învăț copii să mixeze și seara pun muzică într-un club, da. Dar nu e frică că o să te duci foarte mult în zona asta și nu o să mai vrei să faci televiziune. Niciodată nu există pericolul ăsta. Nu? Că ele nu se exclud, meserile astea se completează doar. Nu, da, îți ocupă și mult timp, adică tu ești și nu, e la mine, nu. Pentru mine muzica e doar relaxare și încărcarea bateriilor, atât și nimic altceva. Deci când mă vezi că pun muzică, înseamnă că am bateriile descărcate și sunt legat la priză, ca să știi. Deci atunci să nu-ți dorim să pui muzică foarte des, care însemna să... Înseamnă că obosit. Da, exact. Cu măsură. Dar la tine acasă cum e? Ai camera ta antifonată? Sau prefer să o faci în deplasare ca să nu sperii vecinii și nu, să trebuie să spun un secret. Eu mi-am organizat la birou. Am camera care mi-a lipsit în copilărie și am la birou două pick-up-uri, mixer, boxe, am tot ce trebuie. Nu lipsește nimic de acolo. Chitară, bas, chitară, ukulele, tot. E plin. Claviaturi, tobe, am tot ce trebuie la birou. Dar filmezi și podcasturi, tot. Spui și ăla, muzică. Ăla e, acolo e locul meu, pe care nu l-am avut când eram mic. Da, aduci pe Olivia la tine la birou. Știi că, nu știu, vedeam un film așa. Ușile de la mine de la birou sunt deschise pentru toată lumea. Dar ea știe, să știi, nu e... Adică eu nu fug de acasă ca să mă duc la birou. Nu, dar vedeam un film la familia Bandi. Dacă îți mai aduce aminte, aveau ei făcut într-un garaj, da? Și aveau fără femei. Adică ei se ascundeau acolo și femeile nu intrau. Chiar dacă era în curtea casei, în garajul casei. Nu ești genul de al Bandi. La noi nu, e cu toată lumea. Lăsați și femeile să vină. Sigur, și muzica, trebuie să spun că ea e frumoasă când e împărtășit, așa, când o faci doar pentru tine, mai ales când pui muzică. Că muzica, dacă pui doar pentru tine, n-are niciun farme. Bucuria e să vezi că lumea se mișcă, asta e cea mai mare bucurie. Și mai zic ceva, dacă tu te-am prins și a venit vara, când ești pe mare? Fix acum, sâmbătă, încep regatele. Deci ai pus întrebarea la momentul potrivit. Da, după finala de la România au talent, plec direct la Limanul pentru că avem prima regată. Cât e zile asta? Tot weekendul? Weekendul, da. O regată ține un weekend de regulă sau un weekend mai lung dacă e în altă țară. Luați și știu că a fost tu ai participat la o campanie umanitară din cadrul Art Mark și ai s-a licitat pentru o zi cu tine. Cabral a oferit o zi pentru că și el se pricepe la meseria asta. Dar mai bine ca tine. N-am făcut niciodată, nu l-am prins în concurs. El are barca, eu concurez. Nu ne-am întâlnit în aceeași regată niciodată. El însă oferă un astfel de premiu. Eu ofer o experiență cu totul aparte la Electric Castle pentru cel care va câștiga premiul licitat. Oricum s-a licitat deja, așteptăm Clujul, așteptăm vara să... Eu
să meargă... care va câștiga, îi promiți că nu o să uite experiența aia. O să-l duc, în, o să aibă acces în locuri în care n-ar fi avut altfel acces. Vă mulțumim frumos, distracție plăcută și sâmbătă să câștigi acolo. Mersi. Și de pe 1 iunie cu copii. Nu, am reținut absolut, bine. Da, da, ai reținut foarte bine.